Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș, în parteneriat cu Poliția Regională Ivano-Frankivsk din Ucraina, au finalizat implementarea proiectului Consolidarea Capacității pentru Combaterea Criminalității Organizate și Întărirea Cooperării Transfrontaliere prin îmbunătățirea bazei materiale și realizarea de secțiuni comune de pregătire a forțelor de poliție în domeniul criminalistic. Proiectul, finanțat în cadrul Programului Operațional România-Ucraina, a beneficiat de o finanțare de aproximativ 100.000 de euro. Cu acești bani s-au achiziționat truse universale destinate activităților de cercetare la fața locului, aparate foto, un software specializat pentru prelucrarea și îmbunătățirea imaginilor și a înregistrărilor video pentru partea română, precum și achiziționarea unui sistem automat de analiză a urmelor și impresiunilor papilare de către partenerii ucraineni. De asemenea, în cadrul proiectului, polițiștii criminaliști din ambele țări au participat la sesiuni comune de pregătire pentru utilizarea echipamentelor achiziționate, iar la final a fost elaborat o procedură comună de lucru în ceea ce privește unele activități specifice criminalistice în zona transfrontalieră, care urmează să îmbunătățească cooperarea dintre cei doi parteneri.